Emil Gheorghe din Sibiu, 24 de ani. Emil, să știi că sună foarte bine ce ne-ai trimis, vocea e plină, bărbătească, se vede că nu ești la început de drum. Mi-a plăcut foarte mult și melodia și negativul pe care l-ai folosit sună plin, sună rotund, cum să zic, sunt negative și negative, unele sunt lucrate special, altele sunt descărcate de pe net, deci e foarte importantă și calitatea unui negativ. Mi-a plăcut costumul tău din zona ta, Sibiului, nu am decât cuvinte de laudă, nu am nimic să spun ca sfat, sau poate da, mi-ar plăcea să fii un pic mai prezent, era o melodie destul de veselă, de mândra mea, de ritmată, atât cât poate să fie ritmată zona Sibiului, dar ai fost destul de static, însă nu comentez prea mult atitudinea ta în cântat, ci vocea, s-a completat foarte bine vocea, cu negativul foarte bun, cu costumul tău popular. Sper să ne vedem în etapa următoare. Felicitări! Falamaș Emil Gheorghe, 24 de ani, din Sibiu, a interpretat o melodie specifică zonei Sibiului, o melodie din zona de munte, interpretată foarte bine, cu un timbru plăcut, fără distonat, cântat așadar corect. În ce privește costumul, este foarte frumos, un costum specific zonei pe care o reprezintă, zonei Sibiului. Interpretarea a fost ok, costumul, desigur, costum specific zonei, frumos, dar mai trebuie umblat, cred eu, la prezența scenică, pentru că nu cred că avea de ce să fie emoțiile de vină, pentru că nu se afla în fața publicului, ci doar în fața unui telefon sau unei camere de luat vederi, așa că nu avea de ce să aibă emoții. În rest, a fost foarte bine. Felicitări în continuare! Falamaș și Emil Gheorghe, felicitări pentru interpretarea ta, mi-a plăcut mult. Cred că piesa pe care ai ales-o este una greu de interpretat, datorită frazelor lungi care trebuie susținute până la final.
plus acea linie melodică care nu e liniară și e greu de interpretat. Ori lucrurile astea natural, ori le-ai studiat foarte mult, ideea este că ți-a ieșit. Timbrul tău vocal este foarte plăcut, este egal. Un singur lucru cred că aș putea să-ți spun, ca să fi fost perfect piesa, mi-aș fi plăcut vizual să te miști puțin, atât cât îți permite piesa. Ar fi fost mult mai interesant și de privit, dincolo de faptul că s-a auzit foarte bine. Deci, din punct de vedere interpretativ, chiar ți-a ieșit, așa că felicitări!